O nouă zi, un nou test. Testăm matcha 3-in-1 luat de la minunatul magazin corean. Deși ăsta apare vietnamez în scriere, l-a tradus, că am dat cu Google traducere. Să vedem cum se face, că avem variantă și de rece, dar merge și cald, am descoperit. Dacă vrei rece, se încălzește în jur de 60-85 de mililitri apă. Torni chestia asta și o dizolvi și adaugi gheață sau poți să o faci ca ceiuț. Căci de fapt e ceai, dacă nu mă înșală memoria. Am încălzit a pizza și punem minunea asta. Așa, dacă încerc prima dată asta lumăria. Facem așa, ia mie, 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 să dizolvăm. Dar asta nu doar la cafea și făcut spumă la cafea, merge și la altceva. E că îmi bag mâneca în cană. Așa. E un 3-in-1, deci are zahărul, are matcha și are creamer. Minunea asta. Ia să vedem cum se face. Și arată așa, așa că nu mai găsesc butonașul. Hai bă! Și se disolvă. Cred că e un pic cam multă apă în al meu. Am o bănuială. Da, e primul test. Vedem dacă ne stă în gât sau nu. Deși nu cred că ne-ar sta în gât. Am făcut matcha ăla cu bule din alea de tapioca. Și a fost bun. Mărie, bagă. Iu. Ups. Așa, uscăm toată treaba asta. M-am gustat a doua oară, deci... Mă scuz, Maria. Dar seamănă cu ăla de tapioca. De vedea cât o matcha e. Dar bun, tu. Un pic mai mult apă în ala, e un pic mai diluat. Față de asta. Nu-i rău. Mă, și ar merge cu gheață. Chiar ar merge. Pe asta am dat 28 de lei. Conține 18 3 în 1. Așa arată. Mă! Odată când ți se fulful pe... Când ai cald? Când ai cald sau când ți-e rece. Dar merge și cald și rece și... Merge. Nu, dar când ți-e se cald, bagi cuburi de gheață și te da. Răcurește. Da. Chiar e bun. Hai că n-au fost degeaba 28 de lei. Da. Chiar ar merge niște bule de alea de tapioca. M-am învățat rău. Mai luăm? Da. Da, bun. Deci s-a votat, se susține, luați, cumpărați, testați și puteți să ne scrieți și în comentarii ce v-ați luat bun, matcha, nematcha, de la magazin corean sau alte magazine asiatice. Asiatice, să vedem și noi să mai testăm. Cam atâta, băi!